Primarul municipiului Drobeta Turnu Severin a confirmat organizarea în perioada 6-8 mai a ediției 2022 a Zilelor Severinului. După 2 ani de pauză din cauza pandemiei, sărbătoarea orașului se va organiza din nou, iar autoritățile promit spectacole și programe artistice de excepție. Locațiile pentru desfășurarea evenimentelor vor rămâne la fel ca și în anii trecuți, strada I.C. Brătianu și parcarea unui hipermarket cunoscut. În locația de pe strada I.C. Brătianu se vor organiza concertele de muzică populară și vor fi amenajate și tarabele cu mâncăruri tradiționale, în timp ce concertele de muzică ușoară vor avea loc în parcarea hipermarketului. În weekendul ce urmează, vineri, sâmbătă, duminică, bineînțeles încercăm să aducem bucurie tuturor cetățenilor Drobeta Turnu Severin și celor care sunt în tranzit sau turiștilor care în acea perioadă vor fi în Drobeta Turnu Severin. Vor fi scenele de la complexul comercial Carrefour, vor mai fi scenele de pe I.C. Brătianu, bineînțeles sâmbătă, duminică vom avea pentru cei mici scena de pe promenada Crișan, dar spectacole vor fi într-un flux continuu și la Palatul Cultural Teodor Costescu și în interior și în exterior, în funcție de activitățile care vor fi în acel moment. De asemenea, și la Palatul Culturii Teodor Costescu și la Castelul Artelor se vor organiza activități în această perioadă. Zilele Severinului se desfășoară în Drobeta Turnu Severin pe datele de 6, 7 și 8, așa cum cred că severinenii deja au aflat. Prilej de mare bucurie să ne revedem cu toții la diverse activități culturale, spectacole de folclor, spectacole de muzică ușoară, expoziții. Activitățile care se derulează aici, la Palatul Culturii Teodor Costescu, cu prilejul Zilelor Severinului, sunt în general concertele susținute de către Orchestra Lăutarii Mehedințiului, a Palatului Culturii Teodor Costescu, dar care se vor desfășura tot în zona de binecunoscută de severinene, acolo pe I.C. Brătianu, împreună cu artiștii pe care Orchestra Lăutarii Mehedințiului a Palatului Culturii Teodor Costescu îi are, și de asemenea expoziția de arte plastice care va avea loc în data de 6 mai la ora 17 în sala Gheorghe de Anghel a Palatului Culturii Teodor Costescu. Expoziție organizată pentru a cinsti memoria și viața sfântă a Sfântului Gheorghe, ce este patron spiritual al orașului nostru, Drobeta Turnu Severin, expoziție organizată de Uniunea Artiștilor Plastici din România, filiala Drobeta Turnu Severin, conduși de profesor artist Dan Cepeș. În prima zi a evenimentului, în deschidere, va fi muzică pusă de un DJ. De la ora 8 concertează Jean Gavril, de la ora 21 Lora Live Band, iar în închiderea evenimentului, de la ora 20, pe scenă urcă membrii trupei Vank. Sâmbătă seara, evenimentele încep de la ora 19. La ora 20 are loc un concert susținut de F-Charm, de la ora 21 trupa Basca, iar de la ora 22 Irina Rimes. Ultima zi a evenimentelor dedicate ediției 2020 a Zilelor Severinului, de la ora 20 pe scenă urcă pentru a susține un concert Nane, de la ora 21 membrii trupei Guess Who, iar în închiderea evenimentului de la ora 22 Grasul XXL va încheia seria concertelor de muzică ușoară.